Salut! Apele Amazoniei de mult au primit faima celor mai periculoase locuri unde există multe creaturi ciudate, dar și înspăimântătoare, cu care ar fi bine să nu te întâlnești. Totuși, pericolul ne paște nu doar în râuri, dar și mări și alte rezervoare de apă. Astăzi vrem să-ți facem cunoștință cu acei monștri care locuiesc acolo, atât cu predători sângeroși, cât și cu creaturi mai mici a căror aspect e mințitor. Așa că așezați-vă cât mai comod, pregătiți-vă o limonadă, stoarceți butonașul de like și să începem! Conform recordului mondial, arapaima este cel mai mare pește din Amazonia și lacurile din apropiere. Prădătorii sunt echipați bine cu solzi blindați, ceea ce le permite să se simtă foarte încrezuți în sine în apă. În general, arapaima se află alături de suprafața apei pentru că are nevoie să respire cu aer obișnuit și de asemenea primește oxigen din apă cu ajutorul bronhiilor. E interesant că această apropiere de apă îi face foarte vulnerabil față de oamenii care pescuiesc. De fapt, anghila electrică e mai aproape de somn decât de anghilă, însă probabil că nu ai dori să te afli prin apropiere pentru a afla acest fapt. Aceste creaturi de 2 metri sunt capabile să genereze descărcări de energie cu ajutorul celulelor speciale numite electrocite, situate prin părțile laterale. Doar imaginează-ți că aceste descărcări pot ajunge la 600 de volți, iar asta e îndeajuns ca să doboare un cal. În ceea ce ține de un om obișnuit, câteva lovituri a anghilei electrice poate duce la colapsul funcționării inimii și a plămânii. Ca rezultat, oamenii își pierd cunoștința și pur și simplu se neacă în apă. Se spune că cel rău e un personaj inventat, iată că nu. În ape la adâncimile întunecate trăiește o creatură, specia căruia e atât de oribilă și urâtă, încât oamenii de știință nu au găsit o altă denumire pentru el decât dracul maritim. În ciuda faptului că nu arată atât de rău, e greu să ne imaginăm ființe mai periculoase și înspăimântătoare. Iată încă câțiva reprezentanți interesanți ai lumii acvatice care se mai numesc pești vampiri, totul din cauza că au 2 dinți ascuțiți pe maxilarul de jos, care pot crește până la 15 cm. Apropo, acești dinți sunt atât de mari încât natura a fost nevoită să aibă grijă de propria lor siguranță, ca ei singuri să străpungă gura cu propriul maxilar. Astfel, pentru acești dinți au fost făcute 2 găuri speciale. Colții lor sunt utilizați literalmente pentru a trage jertfa în țeapă, după ce încearcă să se apere. Anume, din acest motiv e foarte interesant să le analizezi comportamentul. Piraniile sunt o adevărată chintesență a groazei râului amazonian. Dinții extrem de ascuțiți ale acestor creaturi situați în maxilarul de jos și sus se închid foarte strâns, ceea ce îi face arma perfectă pentru sfârșirea pradei. Da, trebuie să menționăm că piraniile de obicei se alimentează cu corpuri moarte ale peștelor. Însă asta nu înseamnă că nu mai înfulică și din cei vii care sunt bolnavi, chiar și oameni. Au fost și astfel de cazuri. Forma corpului peștelui tambacui seamănă cu cel al pirania, la fel de rotund și aplatează prin părți, doar că principala diferență e că acest pește nu e predător. În habitatul său natural sunt vegetarieni, însă în situațiile când trebuie să lupte pentru supraviețuire, monstrul subacvatic își poate arăta dinții, care, apropo, seamănă cu cei ale oamenilor. Una dintre cele mai periculoase și înspăimântătoare creaturi din Amazonia se consideră anaconda verde, cel mai mare șarpe din lume. Acești prădători preferă apele cu adâncime mică, de aceea cel mai des pot fi întâlnite nu în râu, ci ramurile sale. Greutatea anacondei poate ajunge la 250 de kg, iar lungimea în jur de 9 metri, ceea ce impresionează cu adevărat. Anaconda se scufundă și plutește minunat. Poate să se afle mult sub apă, în același timp nările sunt închise cu supape speciale. Nu sunt șerpi veninoși, însă în loc de venin se bazează pe mușchii mari pentru a sugruma și ucide propria jertfă. În
Însuși denumirea ne spune că aceste animale sunt foarte mari. De fapt, vidrele pot crește în lungime până la 2 metri, deși alimentația lor conține în principal crabi și pește. Vânătoarea în grup le permite acestor animale să vâneze și ceva mai serios, chiar și anaconde și caimani maturi. Odată a fost observată o familie de vidre care mâncau un caiman de 1,5 metri. E greu de crezut, însă l-au nimicit în 45 de minute. Iată de ce au fost numiți lupi de râu. Caimanul negru de parcă e un aligator care stă pe steroizi. Mușchii sunt cu mult mai mari, el poate crește până la 6 metri în lungime. Caimanii la sigur sunt principalii prădători ai râului Amazonia. Să spunem regii locali care pot înghite orice ce le iese în cale. Maimuțe, anaconde, pirania, căprioare și alte animale. Peștele tigru mare e un prădător feroce, cu dinți mari ca sabia care ies din gură. E greu să prinzi un astfel de pește de 2 metri, însă e posibil, dacă ai undiță bună, cârlig ascuțit și multă vigilență. Cel mai des, rechinii taur trăiesc în apele sărate ale oceanului, însă se simt la fel de excelent și în apele dulci. Sunt cunoscute cazuri când prădătorii sângeroși au plutit la distanțe atât de lungi încât au ajuns în Peru, la 4.000 de kilometri de mare. Luând în considerare că dinții ascuțiți și maxilarul puternic le asigură acestor creaturi o putere a mușcăturii de 591 de kilograme, la sigur nu ai dori să-i întâlnești, iar ei pe tine, da. Parcă e o farfurie zburătoare care strălucește. Soarta l-a dus în apele Asiei de Sud-Est. O astfel de creatură pur și simplu impresionează prin dimensiunile sale. Deși peștele Batoidea nu atacă oamenii fără motiv, totuși mai bine să te ții mai departe de ei. Creatura neobișnuită care o vezi pe ecran se numește mata. Mata sau broasca țestoasă cu franjuri și se referă la broaște țestoase de apă dulce, cu gât de șarpe care trăiesc în bazinul Amazoniei. Deseori se ascund sub apă sau crengi, de aceea e greu să o observi în apa tulbură. Asta îi permite să se ascundă de prădător și să vâneze mai ușor. Dacă după tot ce ai văzut astăzi ți s-a creat impresia că trebuie să te păzești doar de creaturile mari, nu e chiar așa. Un interes deosebit îl reprezintă micile vandelii sau candiru, somni paraziți din apele dulci care îi sperie pe toți din jur, indiferent de dimensiunile lor mici. Cea mai mare amenințare pe care o duc e faptul că pot să pătrundă în interiorul corpului prin uretră și să se mențină acolo datorită spinelor. Broasca mică colorată care trăiește în apele Amazoniei poate părea foarte frumoasă la prima vedere, însă trebuie să cunoaștem că pielea unor specii conține venin mortal capabil să omoare și o persoană adultă, de aceea și se consideră foarte periculoase și mortale. Lipitoarea Klebsin din Amazonia este un adevărat goliaf. Indiferent de dimensiunile sale uimitoare de jumătate de metru în lungime, creatura e foarte flexibilă. Viermele practic înnoată prin crăpăturile mici. Parazitul viclean știe cum anume să se ascundă. Iar dacă adăugăm nuanța sa de gri maro, lipitoarea se maschează și se ascunde rapid în apele murdare. Doar datorită trompei mici ascuțite, lipitoarea gigant este capabilă să sugă în jur de un litru de sânge, rezus pozitiv sau negativ, iar un grup de aceiași monștri pot bea și dintr-o vacă. Aspectul lamprodiei nu trezește emoții plăcute, îndeoseb gura sa cu mulți dinți. De fapt, lamproda e un parazit obișnuit a peștelor care se lipesc de corpul jertfei. Fac gaură în pielea sa și încep să injecteze în corp substanța care previne coagularea sângelui. Arată oribil. Și mai neplăcut e faptul că peștele care a devenit jertfă umblă cu lamproda agățată până când nu moare. Caracatița mică cu pielea de nuanță galbenă cu buline violete este o creatură șireată și agresivă. E capabilă să omoare 26 de persoane adulte în doar câteva minute. Ce să mai zicem de adversari mai mici care trăiesc sub apă?
Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Cine știe ce monștri mai trăiesc în Amazonia și cât de periculoși sunt pentru oameni și ecosistem în general? Scrieți-ne în comentarii. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și stoarceți butonașul de like. Pace tuturor! Vă pupă la like!